După ce s-a prezentat samaritenilor, în capitolul următor, în capitolul 5 al Evangheliei lui Ioan, acesta ne consemnează o minune a Domnului Hristos care este publică și în care tot atât de publică este și împotrivirea pe care o stârnește. În loc să trezească simpatie și credință în cei care au fost martorii vindecării unui paralitic de 38 de ani, minunea săvârșită de el a trezit dușmănie și asta pentru că a fost săvârșită într-o zi de sabat. Dar ce dușmănie! Până în momentul în care chiar și-au dorit să-l ucidă. Și vă amintiți cum de data aceasta Hristos este cel care îl abordează pe suferindul nostru, care se afla în această situație de aproape 4 decenii. Și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Parcă încă o dată ni se subliniază principiul după care este condus universul lui Dumnezeu. Îl întreabă și paraliticul nostru dă un răspuns prompt, zic eu respectos, dar și resemnat. Doamne, nu am pe nimeni care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa. Și până când ajung eu, altul se coboară înaintea mea. Zic resemnat pentru că cel în cauză pare dureros de împăcat cu situația sa tragică. Numai că de data aceasta, lucrurile aveau să se schimbe. Avea în față pe cineva care să-l ajute. Era singurul om care îl putea ajuta și nu orice om, ci omul părtaș de natură divină, 100% uman, 100% divin. Ca atare, discuția se va încheia brusc și favorabil pentru el. Hristos îi spune, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Profetic aș spune. Domnul nostru vindecă slăbănogul ca pe un neam întreg, ca pe un popor întreg. Așa să gândiți această prezentare în lumina crescând a soliei Îngerului al treilea. Pentru că tot așa, apariția unei alte omeniri, adică oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină, se va produce deodată, instantaneu, la rostirea cuvântului Creator. Așteptarea celor 38 de ani este recompensată într-o clipă, profetic așadar, arătând către cel mai măreț eveniment al tuturor timpurilor, marea zi a ispășirii pentru cei vii. Cuvintele adresate de Hristos, aș spune eu că nu sunt simple vorbe de complezență, nici pentru slăbănogul nostru care s-a tămăduit instantaneu și și-a recăpătat vederea, și nici pentru noi, mai ales pentru noi. Vă rog să nu uităm niciodată că și situația noastră de slăbănoci spiritual de 6.000 de ani va fi remediată de o acțiune creatoare a cerului care este numită ștergerea păcatelor sau de ziua ispășirii finale. Să nu uităm niciodată, dragi prieteni, că ea se realizează într-o clipă ca urmare a unui decret divin și aceasta este o acțiune creatoare care nu cere timp îndelungat din partea Creatorului nostru și nici măcar eforturi din partea beneficiarilor. Exact ca și slăbănogul din povestea noastră. Ca atare, vă rog să observați că el ascultă de ceea ce i-a spus Iisus Hristos. Nici măcar nu mai contează că vindecarea sa are loc într-o zi de sabat. Nici nu s-a mai gândit acolo. Și în lumina crescând a soliei Îngerului al treilea, iată iarăși o altă imagine profetică. Le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei. Iar sabat înseamnă odihnă. Iar sabat înseamnă odihnă adevărată, care vine din înțelegerea faptului că Domnul ne sfințește, adică ne aduce din nou în ispășire, la unirea cu El, în legământul cel veșnic, spre a obține rasa umană așa cum a proiectat-o El în Eden. Dar nu de acest aspect le va păsa conducătorilor noștri din istorisirea din capitolul 5, și aceștia îl vor interpela pentru că a călcat sabatul și de aici și refuzul lor până la punctul în care doreau să-l ucidă. Vă închipuiți de ce sentimente erau conduși și de ce spirit erau mânați dacă doreau să-l ucidă pentru că un om tocmai a făcut bine unui alt semen al lor. Mă întreb, oare noi vrem să pricepem care sunt adevăratele paralele care trebuiesc extrase din această poveste adevărată a Scripturii?
Iisus știa foarte bine că preoții și rabinii erau hotărâți să ia viața. Și cu toate acestea, liniștit și condus de tatăl său, le-a dat explicații lămurite și le-a spus că motivul pentru care realizează aceasta este din cauza că tatăl locuiește în el. Le-a spus despre unitatea sa cu tatăl și despre legătura sa și misiunea sa pe care o are în această lume. Bineînțeles că eu vă spun de pe acum că ei au înțeles că nu aveau scuză în împotrivirea lor față de Hristos. Dar cu toate acestea, ura lor criminală nu s-a stins. Îi cuprindea pur și simplu teama când vedeau puterea lui de convingere care însoțea lucrarea lui. Dar a fost ceva în ei care i-au făcut să reziste la chemările lui și s-au zăvorit pur și simplu în întuneric și în ură și violență. Încercau atât de mult să ruineze autoritatea și puterea Domnului Iisus Hristos, încercau atât de mult să îndepărteze respectul și atenția cu care îl înconjurau oamenii, încât nu mai aveau loc pentru nimic altceva care le-ar fi deschis inima să ceară și ei lămuriri și să prindă din cuvintele vieții. Astfel că față în față cu astfel de minune, ei nu știu decât să răspundă cu refuz și împotrivire, tot atât de public pe cum a fost și minunea noastră. Existau între conducători momente în care se gândeau, bă, dacă are dreptate, dacă o fi cel ales, dar aceasta nu a fost decât o altă cale prin care să se ridice și mai mult împotriva lui. Erau hotărâți să ia viață. Așa că în final aveau să zică undeva mai departe în capitol, nu zicem bine noi că ești samaritean și ai drac? Aceasta a fost concluzia lor. Iisus încerca să le spună despre vindecarea măreață pe care poate să le pună instantaneu înaintea lor, dar pentru a le oferi vindecarea aceasta, trebuia să le explice situația disperată în care se aflau și nevoia de vindecare, iar ei spuneau că el este cel demonizat. Vă dați seama că ei nu înțelegeau nici măcar realitatea lumii în care trăiau. Nu știau cu adevărat ce este și în ce constă împărăția lui Dumnezeu, dar nici măcar nu înțelegeau împărăția lui Satana, împărăția aflată sub cupola lui Icabod. Ei se considerau total de partea lui Dumnezeu, deși în realitate erau total de partea vrășmașului. Vă dați seama? Ăștia sunt cei mai buni soldați pe care poate să aibă Satana în armata lui. Și aceasta n-a fost doar în generația lor, dar în special în această generație a funcționat extraordinar. Erau atât de convinși că sunt pe calea bună, erau atât de convinși că servesc pe Dumnezeu, încât au declarat sus și tare că tatăl lor este Avram și Dumnezeu. Și nu vorbim despre niște oameni care erau ignoranți și nu știau foarte bine despre ce se întâmplă. Erau oameni care studiau scripturile de ani de zile, în fiecare sabat și nu numai. Numai că interpretau afirmațiile ei ca să se potrivească cu imaginea lor despre Mesia și cu misiunea sa. Totul era interpretat în felul în care gândeau ei și își cântăreau ei imaginile profetice care erau cu sutele în Scriptură. Și de aceea eu vă spun că au reacționat atât de violent la solia și la minunile pe care Hristos le făcea sub ochii lor. Hristos încerca să îi ajute, pentru că și ei erau copiii săi, numai că ei trebuiau să aleagă. Așa cum a fost întrebat paraliticul nostru, vrei să te faci sănătos? Și ei trebuiau să dorească lucrul acesta. Și în primul rând aveau nevoie să înțeleagă realitatea luptei și teritoriul desfășurării ei. Așa cum spun și celor care sunt atât de mari opozanți ai soliei îngerului al treilea, sunt atât de mari opozanți pentru unirea omenescului cu divinul, folosesc atâtea cuvinte și atâta ură și atâtea explicații care să lovească în solia pe care o prezentăm cu atâta ardoare și dorință pentru ca să fie pusă înaintea dumneavoastră. Stați și gândiți puțin, stați și lăsați acele raze de lumină care vin înaintea dumneavoastră, pentru că așa s-a întâmplat și cu Domnul Iisus Hristos, care încerca să-i ajute pe acest oameni. Încerca să le spune care este teritoriul pentru care se dă lupta, unde este bătălia. Și la acest aspect Iisus a fost foarte clar, dragii mei. Dar n-avea urechi pentru așa ceva. N-avea urechi.
Și vreau să vă spun că această situație persistă și astăzi, din păcate. Dacă minunea de la Scăldătoarea din Betesda s-ar repeta în zilele noastre, eu nu cred că lucrurile s-ar desfășura altfel pentru cei care ar trebui să fie conducătorii noștri, preoții noștri, pastorii noștri și liderii noștri. Eu zic că am fi la fel de șocați să ni se spună că suntem în aceeași situație ca și acei conducători. Nerorocirea nu este că suntem robii domnitorului lui Icabod, căci minunea cea mare a lui Iisus este chiar eliberarea prinșilor de război, așa cum spune profetul Isaia. Și așa cum spune și profetul Elmoai, prin curățirea templului de cumpărătorii și vânzătorii lumii, Iisus își anunța misiunea de a curăți inima de întinarea păcatului, prinșii de război. Nenorocirea constă în faptul că refuzăm să credem că suntem chiar așa și astfel respingem calea și minunea și vindecarea pe care Dumnezeu poate să o înfăptuiască. De asemenea, noi suntem conduși de dorința de a fi doar noi mântuiți. Nu ne interesează noi foarte mult gloria și slava lui Dumnezeu, deși declarativ spunem că asta ne interesează. Dar în joc nu este scumpa noastră piele. Pentru generația finală lucrurile sunt și mai grave, pentru că cu atât mai mult Satan a știut să insiste pe această trăsătură umană în care te interesează foarte mult doar aspectul acesta egoist al salvării propriei piei. Deci nu este despre scumpa noastră piele, așa cum ne place să credem și așa cum se observă din tot ceea ce facem. În joc, dragii mei, se află credibilitatea, caracterul lui Dumnezeu, pe care spunem că îl onorăm ca și creator. E împroșcat cu noroi de Satana și atacat de împărăția lui, împărăția Întunericului. Este un conflict în care avem un cuvânt de spus. Și este și un cuvânt hotărător. Este un cuvânt hotărător. Ne-am copilărit prea mult timp vorbind despre mântuirea noastră personală, uitând de caracterul lui și de acuzațiile care îi se aduc și de batjocura pe care o suportă de mii de ani, fraților, de mii de ani. Laodiceea, adică Biserica Adventistă de ziua a șaptea, nu înțelege că în conflictul care se desfășoară, ea trebuie să fie martor. Martor. Și dacă ar înțelege, nu se poate să fii martor atâta timp cât nu știi ce fel de goliciune te afectează. Și dovada este că Iisus încă stă afară și bate la ușa denominațională a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Bate la ușă. Adică pe noi nu ne interesează ce e afară în Universul lui Dumnezeu. Pe noi ne interesează că suntem foarte bine. Pe noi nu ne interesează că deși a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu, că el se află în boxa acuzaților, noi care am fost chemați ca să avem o mărturie hotărâtă, suntem complet relaxați și neimplicați, continuându-ne serbările noastre, planurile noastre, inaugurările noastre de spitale, de biserici, de școli, tot felul de concerte, cântece, jerfe, lățindu-ne filacteriile și trâmbițându-ne realizările, dar toate spre slava lui Dumnezeu. Asta este realitatea. Fiecare dintre noi este, într-un sens special, o prezență în marele proces al lui Dumnezeu, contribuind fie la slava sa, fie la rușinea sa. Înțelegeți? Nimeni, dar nimeni, fraților, nu poate ca să evite, să spunem așa, reflectoarele și camerele video ale Universului, că și așa media este extrem de puternică în biserica noastră. Și o să spuneți, de ce ai intrat atât de abrupt? Pentru că problema cea mai mare este refuzul față în față cu lumina. Putea să le facă câte minuni și minunile aveau să crească în intensitate, în număr, în calitate, în ce vreți.
Nu mai conta că omul acesta era paralizat de 38 de ani. Nu mai conta faptul că Domnul Hristos făcea minuni extraordinare. Problema serioasă pe care o are Dumnezeu este față în față cu încropeala continuă a Laodiceii. La faptul că la 2000 de ani, după apariția prototipului, cel care poate să ne vindece, e înaintea noastră. El ne întreabă, vrei să te faci sănătos? Vrei să te faci sănătos? Problema nu este că paraliticul nostru de peste 180 de ani, 170 ceva, 180 de ani, biserica de ziua a șaptea, el nu spune n-am pe nimeni și s-a resemnat. El spune, am tot ce trebuie, eu sunt bine. Ce să mă fac sănătos? Eu sunt sănătos. Eu mă spăl, eu mă duc frumos la scăldătoare, sunt bine aici. Îmi știu situația că toți sunt slăbănogi în lumea aceasta, dar nimic mai mult. Asta este problema la Laodicei. La 2000 după apariția prototipului, pentru că v-am spus că în mod profetic vindecarea paraliticului arată în mod profetic că te vindecarea poporului lui Dumnezeu la cuvântul instantaneu și creator al celui care locuia în Iisus Hristos. La 2000 de ani după apariția prototipului ar trebui să realizăm că ceva apare în univers ca fiind greșit. Legal și teoretic planul său de mântuire este ok, dar în practică planul nu merge. El nu poate să rostească cuvântul creator. El nu poate să rostească cuvântul acesta pentru că nu vrem să ne facem sănătoși. Și nu numai că nu vrem să ne facem sănătoși, dar avem reacția conducătorilor. Toate elementele din acest episod trebuie gândite în simbolistica extrem de puternică a ceea ce înseamnă unirea omenesului cu Divinul. Vindecare instantanee. Ia-ți patul și umble. Vindecare în sabat, care este adevărata odihnă pe care o dă Dumnezeu unirea omenescului cu Divinul. Credința omului care ascultă de ceea ce a spus Dumnezeu. Reacția conducătorilor, despre care mi-au timp să vorbesc, pentru că este grav. Pentru că și martorul credincios spune îngerului bisericii că de fapt aceasta este situația. Gândiți-vă că Iisus spune că situația celei de-a șaptea biserici este atât de serioasă încât simte că este gata să o lepede. Simte că este gata să o lepede. El care are răbdarea aceasta divină. Și dacă am putea să vedem fața așa, așa cum este, eu cred că nu am observa zâmbetul înghețat de aprobare pe care ne-l imaginăm cu mândrie, ci am vedea o față divină reflectând o durere acut. Și că noi ar trebui să întrebăm, Doamne, cum am putea să-ți aducem alinare? Și răspunsul lui este, veniți și cumpărați de la mine. Veniți și cumpărați de la mine care sunt darul ale Marii Zile a Ispășirii. Nu e nevoie de un mai rigid program de fapte, așa cum se prezintă prin bisericile noastre conservatoare. Nici de campanii de evangelizare în care folosim un terorism spiritual bazat pe teamă, în care de fapt le spunem oamenilor, ori vă îndreptați, ori vă așteaptă plăgile aduse de Dumnezeu. Păi auzim așa ceva de decenii, mă, fraților. De secole. Da? Nu mai ajută nici anestezierea nervului nostru spiritual, blocând dureroasa convingere a Duhului Sfânt că ceva este teribil de greșit, că asta face Duhul Sfânt. E ceva teribil de greșit și eu știu că cei care faceți parte dintre conducători știți lucrul acesta. Dacă vreți să vă anesteziați nervul principal prin care Duhul Sfânt vă comunică treaba asta, e treaba dumneavoastră, faceți ce vreți. Există un răspuns și de asta punem orice pagină de scriptură în lumina crescând a solii îngerului al treilea. În acest context în care vorbim despre Shechina, Icabod și Mireasa. Biblia și Spiritul Profetic ne spune că răspunsul este o solie specială a harului abundent al lui Dumnezeu. Se vorbește în Scriptură și credem că este vorba despre o solie care are în ea implantată puterea de a ne elibera de toate trăsăturile acestea ale legii păcatului și a morții. De egoism, de spiritul lumesc, de păcat, de ce vreți. Numai că ea trebuie
dorită, trebuie cântărită, înțeleasă corect. Pentru că foarte mulți au studiat Solia 1888 și cred că au primit-o, dar n-au înțeles-o corect. Înțeleasă corect Solia 1888, care se transformă și se dezvoltă în Solia celui de-al treilea înger, ne prezintă imaginea aceasta extraordinară a ceasului judecății lui Dumnezeu. El se află în boxa acuzaților. Ea conține putere. Putere din aceasta în care ni se spune, vrei să te faci sănătos? Vei fi făcut sănătos odată cu tot poporul. Trebuie să-i întrebi pe toți slăbănogii acestui pământ. Trebuie să se producă cu un popor. Nu luați această imagine doar la aspectul individual ca să fiu și eu mântuit. Nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc la modul colectiv. Pentru că invitația pe care o dă Dumnezeu în Apocalips, la fiecare biserică și în special la noastră, este unul colectiv. Hristos nu bate la ușa inimii tale în mod individual, ci acolo în Biblie vorbește despre ușa denominațională. Asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu vine la dumneavoastră individual. Dar vreau să vă spun că noi trebuie să vedem în vindecarea paraliticului nostru de la Scălătoria Betesda, profetic, vindecarea poporului Dumnezeu. Poporului Dumnezeu, mireasa îmbrăcată în insubțire și curat. Înțelegeți? Problema este că din perspectiva largă a marii controverse, noi ca popor advent înseamnă că am amânat ziua judecății lui Dumnezeu și continuăm să-L ținem în boxa acuzaților pe Dumnezeul nostru, care este împroșcat cu noroi, care îi se pune pe spate toate cataclismele, toate ororile, toate plăgile, toate omorurile, toate crimele, toate distrugerile pe seama lui, plus cele care îi se pun că le va face în viitor. Priviți la fața lui, dacă vă imaginați, nu este zâmbet de aprobare, dragi predicatori, care zguduiți amvoanele când spuneți așa ceva la membrii dumneavoastră. Ce minune! Ce minune! Același Hristos vorbea despre Tatăl care locuia în el, neprihănit, blând și non-violent. Cine l-a văzut pe Hristos, l-a văzut pe Tatăl. Și avem o minune și aceasta este cea din tâi dintre cele 7 minuni săvârșite în sabat. Deci a început minunele cu preschimbarea apei în vin la nunta din Cana. Dar vorbesc de minuni săvârșite în sabat. Nu degeaba iar se vorbește despre un număr perfect, 7. Toate au parcă împlinit de aceasta perfectă. Este cea din tâi dintre cele 7 minuni săvârșite în sabat. În mod complet, adică li s-a spus absolut totul. De la prima au vrut să-l ucidă. Ce credeți că s-a schimbat până la a 7-a? Și acum, pentru prima dată, Iisus în mod public a combătut pe față reglementările rabinice înguste cu privire la sabat, care a pierdut cu adevărat realitatea pe care vrea să o exprime Dumnezeu. Faptul că el a făcut lucrul acesta când cetatea era plină de vizitatori la sărbătoare și știți, vorbim despre, nu câțiva oameni, vorbim despre majoritatea bărbaților care trebuiau să vină la sărbătoare, și că el a dramatizat respingerea din partea sa a unor astfel de tradiții prin săvârșirea unei minuni și prin publicitatea făcută ei, punând pe om să-și ducă patul în zi de sabat, demonstrează importanța pe care el o dădea chestiunii. Nu era altă cale decât să facă lucrul acesta. Faptul că ne gândim puțin, sigur, Domnul ar fi putut să-l vindece pe slăbănog în orice altă zi a săptămânii. Dar el alege să o facă tocmai în sabat pentru ca cei de atunci să aibă posibilitatea să-și ia deciziile față de ei. Ei n-aveau cum să priceapă adâncimea a ceea ce înseamnă sabatul. Dar dumneavoastră,
puteți să înțelegeți în fiecare cuvânt a acestui eveniment din Scriptură, puteți să găsiți o paralelă extrem de bogată cu privire la Marea Zi a Ispășirii, la vindecarea extraordinară susținută de zeci de profeții și de oameni care au vorbit despre această zi măreață. Și este clar că în fața vindecării oferite de Tatăl care locuia în Hristos, nu exista șansa neutralității. Și nici pentru noi nu există așa ceva. Așa că cei care ascultați, știți că nu există șansa neutralității, pentru că noi am fost avertizați că neutralitatea în acest război spiritual este ca și cum ar fi o crimă capitală, e trădare în fața cerului, pentru că el se află în boxa acuzaților. Și noi ne aflăm astăzi în criza crizelor, în mama tuturor crizelor, pentru că ceasul judecății știm că a sosit, știm că a început în 1844 ștergerea păcatelor cu cel morți în Hristos, în Hristos, și că acum e nevoie să începă ștergerea păcatelor celor vii. Știm că judecătorul nostru, adică izbăvitorul nostru, vrea să ne facă părtași de natură divină, iar biserica noastră nu știe nimic despre așa ceva. Bucuroasă care tot adevărul, stând liniștită la vechile hotare și la regulile de încălcare și la excluderile pe care trebuie să le facă, fartând săptămânal și în fiecare sabat, evlavia fără putere și lauda pe care o aduce celui care are să vină. Suntem învățați să fim diplomați, echilibrați. Se folosește foarte, domnule, fiți echilibrați, echidistanți. Eu vă spun că toate expresiile acestea fac dovada că încropealea nici rece, nici în clocot, nici pentru, nici contra, nu este o poziție lăudabilă și de dorit. Cei care sunt echilibrați și nu merg la extreme precum oamenii aceștia din grupul de sudul Minneapolis au toate șansele să găsească calea. Eu n-am găsit așa ceva în Scriptură. Pentru ei, astea sunt cele mai bune chestii pentru conducători, păi, dar nu mai am nicio șansă de promovare. Da? Noi suntem de partea tuturor și nu supărăm pe nimeni. Ei nu provoacă tulburare în norod. Pentru că sunt câțiva pastori care iau din învățăturile și din lumina crescând a solii Îngerului nostru și au mici trimiteri, dar sunt foarte atenți să le îmbrace în altfel de cuvinte, ca nu cumva să zică, bă, v-ați apucat să studiați de la eretici ăștia, de la grupul de studiu Minneapolis, și le îmbracă în alte cuvinte, în alte idei, cu oricât le-ar îmbrăca. Pentru cei care studiază și și-au făcut din aceasta hrana lor zilnică, ei știu despre ce este vorba. Noi nu avem nicio reacție. Pentru oamenii care în general nu studiază și care iau absolut tot ceea ce spun la avun ca fiind de bună, pentru că suntem în Biserica lui Dumnezeu și avem tot adevărul, nu este nicio problemă. Și mă întreabă oamenii, frate, l-ai auzit pe pastorul Cutare că a spus treaba asta? L-ai auzit pe pastorul Cutare că a spus partea asta? Și eu spun, foarte bine că a spus. Dar de multe ori ei iau anumite bucăți și strică mai mult. Am auzit pastorul care vorbește de părtășia de natură divină. Mai bine n-ar fi luat-o niciodată să studieze de așa ceva. Pentru că atât de greșit o duc la un moment dat și o mormântează în tot felul de idei echilibrate și echidistante ca să nu creeze, să meargă în extreme, încât mai mult a stricat decât a făcut bine. Ei sunt echilibrați. Nu, ei fac rău, ei sunt neutri și sunt trădători cu privire la lucrul acesta. Luați calea aceasta clară. Ori este de partea lui Dumnezeu, ori sunteți împotriva lui. Nu există de mijloc, nu există diplomație și echilibristică. Și eu declar că trecerea de partea Domnului în această criză, chiar dacă este numită extremism, fanatism, erezie, ce vreți dumneavoastră, este tocmai invitația lansată de către martorul credincios care ne cheamă să ne hotărâm odată de partea cui suntem. Și în această vreme de primejdie, Satana se bucură foarte mult că suntem foarte echilibrați. Acuzațiile de extremism și fanatism și erezie au fost totdeauna sperietoarea care ne-au ținut cu minți și echilibrați în brațele împăratului Tirului timp de 180 de ani. Iar lumina care va lumina pământul cu slava lui Dumnezeu a fost numită până acum lumină falsă, mă, fraților. Erezie!
Vreți să vedeți în ce situație suntem ca și biserică? Că din aceasta eu insist pe refuzul și împotrivirea conducătorilor. Noi vorbim despre, mamă, ce minune a făcut. Pe minunea asta vorbește despre dorința lui Dumnezeu ca să vindece instantaneu un popor întreg. Vindecarea bolnavului nostru profetic arată către marea zi a ispășirii. Ați văzut reacția? Nu vă curciți la reacția conducătorilor? Și eu vă spun că este aceeași. Păi nu ni se spune, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Păi nu se cheamă asta echilibristică, nu înseamnă să fie echilibrat și diplomat. Ce credeți, că a dispărut această șchiopătare? Vorbim de paralitici, de amândouă picioarele, credeți că a dispărut de pe timpul lui Ilie? Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, dar dacă este Baal, mergeți după Baal. Nu mai fiți șmecher la amvon și luați câte puțin și le îmbrăcați în tot felul de haine din acestea frumoase cu tot felul de explicări și la urmă împroșcați cu noroi caracterul lui Dumnezeu. Dați-i cu bal al dumneavoastră până la capăt. Chiar dacă ziceți că e Dumnezeu, vedeți că tot Domnul înseamnă, dar nu e același Domn. Și așa a fost. Și spun asta în modul cel mai direct, pentru că problema este împotrivirea de care se vorbește aici. Minunea este redată în câteva versete, reacția de împotrivire este dată pe foarte multe versete. Normal că am să-mi iau timp să vorbesc despre împotrivirea conducătorilor. Și o să observați că împotrivirea conducătorilor este atât de gravă și atât de mult expusă de evanghelistul Ioan. E bine să vorbim despre minune, dar reacția lor e reacția conducătorilor noștri. Așa a fost și așa va fi întotdeauna. Nu există neutralitate. Și în acest capitol 5 aș dori să vedem cel puțin aceste câteva idei principale. Vindecarea aceasta, în primul rând, vorbește despre un om care era slăbănoc de 38 de ani. Și dacă vreți, puteți să faceți o simetrie cu numărul de ani petrecuți de poporul evreu în rătăcirile prin pustie, așa cum se spune în Cartea Deuteronomului. Și Ioan pare a sugera că evreii erau în continuare o națiune de slăbănogi, așteptând neputincioși ca un trimis al cerului să-i vindece. Și venise! Venise la ei săi. Ei erau slăbănogii de 38 de ani. Încă rătăceau prin pustie. Și ce pustie era! Asta vrea să ne spună că actualitatea acestui pasaj din Evanghelie este tulburătoare. Suntem și noi ca într-o Betesda ce cuprinde toată biserica și așteptăm momentul vindecării. Nu știm când și de unde va veni. Nu știm ceasul venirii lui. Ca un hoț. Vedeți că acolo nu se vorbește de a doua venire, se vorbește despre ziua ispășirii. Nu știm dacă vom mai trăi până atunci, până la ziua ispășirii. Eu știu doar că apostolul Ioan, acelui așa apostol Ioan care a scris acest episod din Scriptură, i-au fost arătate ultimile scene ale marii controverse. Și eu știu că el a văzut și a descris pentru noi momentul culminant al acestei bătălii din jurul scopului etern al lui Dumnezeu. Știu că va veni un popor exact ca și paraliticul nostru de 38 de ani de umbla prin pustie care va dori să fie vindecat și va fi întrebat dacă vrea să se facă sănătos. Și el va trebui să răspundă, nu va fi cu echilibru și fără extreme. Eu știu că Ioan a văzut nunta mielului în desfășurare. A văzut o mireasă care s-a pregătit, ceea ce înseamnă că paraliticul nostru a fost vindecat la cuvântul Creator instantaneu. A văzut mireasa care s-a pregătit pentru nuntă și a primit haine de insubțire, strălucitor și curat. A văzut o bucurie mare în cer. Acolo este bucuria, nu la ceea ce facem noi. Iar bucuria lor este ca un bubuit de ape mari, produse de acest eveniment și glasul puternic care a anunțat faptul excepțional că abia acum, odată cu nunta mielului, Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Da? Gata. A început să împărățească. A trecut mult timp. Eu știu că Ioan a văzut asta. Eu știu că
este cu siguranță că va exista momentul în care Șechina se va întoarce în locuința lui de drept după atâtea milenii de pustiire. Eu știu că Daniel 8 cu 14 va fi împlinit, sanctuarul va fi curățit, restaurat și adus la starea lui inițială. Da, Doamne, vreau să fiu sănătos. Și dacă Ioan a văzut aceste momente epocale, aceasta înseamnă că există, că vor fi, că nu sunt vorbe de complezență nici la slăbănog și nici pentru noi. Numai că trebuie să încetăm cu opoziția față de scopul lui Dumnezeu, cu batjocura pe care o aruncă pastorii noștri, care spun ăștia toată ziua cu nunta aceasta și cu caracterul lui Dumnezeu, și să venim la nuntă, să venim la marea zi a vindecării. Ne așteaptă să transformăm viitorul în prezent. Viitorul acesta trebuie să fie prezent și să ne bucurăm de destinul înalt așezat în fața fiecărui suflet, așa cum spune sora White. Și este extrem de bine explicat prin invitația de a participa la nuntă. Ioan sugerează că nimeni nu are nevoie să mai aștepte. Nimeni nu are nevoie să aștepte după un înger coborât din cer, da? Ca să atingă apa. Pentru că deja lucrarea celor trei îngeri și în special cel de-al treilea înger, deja ni se proclamă. Nu mai e nevoie de tulburarea apelor, mulțimii. Nu e nevoie de un înger. A trimis Domnul trei îngeri. Trei îngeri. Și al treilea în special se proclamă acum. Ne proclamă că Domnul Iisus Hristos este marele vindecător, izbăvitor, judecător, care este pe deplin calificat să vindece marea neputință a poporului lui Dumnezeu. Păcatul. Să șteargă legea păcatului și a morții și să înțeleze legea Duhului de viață. Așa s-a întâmplat totdeauna. Vă spuneam despre simetria celor 38 de ani și vreau să vă spun despre momentul în care ni se arată că generația lui Hristos se aflau tot în această situație. Priviți la strămoșii noștri spirituali. Priviți la acea generație din timpul acela care, prin a cărui conducător vreau să-l ucidă. Sute de ani s-au rugat să le trimită pe Mesia. Pentru ei Apocalips 19 era venirea lui Mesia. Adică vreau să spun că efectele bucuriei erau surprinse în sute de texte în care îl așteptau pe Mesia. Mesia venise și începuse să le arate că vindecările sale, că erau făcute în sabat, că erau făcute, toate erau făcute cu un scop, ca să fie un indicator către marea vindecare instantanee care va fi oferită odată cu tot poporul după principiul marii zile a ispășirii. Întrebați pe conducătorii dumneavoastră care este împlinirea profetică a faptului că marea zi a ispășirii se derula într-o singură zi. Care este împlinirea profetică? Nu-i lăsați să vă spună că a început în 1844, că nu există așa ceva. Păi dacă a repetat de atâtea ori această mare a zi, de ce să nu înțelegem că la fel va fi odată cu tot poporul? Și Mesia a venit. Și l-a omorât. Iar ei continuă să se roage îndelung și fierbinte pentru venirea lui. Atât de întunecate poate să fie mintea umană. Au trecut 2000 de ani și nu contonesc cu toate rugăciunile lor la zidul plângerii. Istoria lor. Vreți să trecem prin istorie? Păi am început cu istoria de acum 2000 de ani și ați văzut până unde am ajuns. Vreți să urmărim puțin istoria și să vedem că în fiecare generație s-a repetat aceasta? Haideți să urmărim puțin istoria începând cu momentul acestei vindecări pe care tocmai ați văzut-o, vindecare oferită paraliticului nostru de 38 de ani, care este un simbol al bisericii noastre de slăbănoci, așteptând neputincioși revenirea lui Hristos ca mai înainte, fără ca mai înainte să aibă loc marea zi a vindecării. Noi așteptăm revenirea, îngerul care se ne ia, fără ca mai înainte să aibă marea zi a vindecării. Și vine Hristos să ne spună și noi spunem, n-am, Doamne, pe nimeni care să mă ducă, resemnați. Haideți să mergem prin istorie. Haideți să vorbim, da? Să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat acum 500 de ani, în octombrie 1517, când un călugăr
pios și zelos, pe nume Martin Luther, a reușit să pătrundă pur și simplu prin sacramentalismul rigid al bisericii lui catolice, înțelegând un simplu lucru. Hristos se află în prima fază a lucrării lui și de acolo oferă el îndreptățire și iertare. Atât a înțeles. A agățat 95 de teze pe ușa catedralei din Wittenberg și tezele sale este recunoscut că au răsturnat lumea vremii lui și a lansat Marea Reformațiune Protestantă. Hai să sărim mai târziu, 300 de ani mai încolo, acum 180 de ani, în octombrie 1844, da? Câțiva mileriți și cinstiți, cărora le aduc respect, au reușit să se detașeze de confuzia și de dezamăgirea neîmplinirei speranței lor de a-L vedea pe Iisus Hristos. Și au înțeles prin descoperire divină că că sub ochii lor, în timpul lor prezent, se petrecea cel mai spectaculos eveniment al tuturor timpurilor. La 2300 de seri și dimineți de la darea decretului pentru rezidirea din nou a Ierusalimului, începuse curățirea sanctuarului. Hristos trecuse la a doua fază. Martin Luther a înțeles că era în prima fază a lucrării sale. Hristos, după 1844, trecuse în a doua fază a lucrării sale, că mare preot, ca să înlăture păcatul din tabără, că în a doua încăpere se înlătura, se ștergea păcatul. Ei, 1517 a înțeles prima fază a lucrării Domnului Hristos. 1844 a înțeles că Hristos a trecut la a doua fază a lucrării. Ei, pe platforma asta s-a ridicat Marea Mișcare Adventă, nu pe a doua venire, pe platforma lucrării Domnului Hristos din a doua încăperi. 40 de ani mai târziu, din momentul 1844, tot în octombrie 1888, ca să nu vă spun că în octombrie 1517 a avut loc această descoperire, parcă nu la voia întâmplării. În octombrie 1844 s-a format Marea Mișcare Adventă în cea de-a doua încăpere. În octombrie 1888, acum 136 de ani, doi tineri pastori au fost trimiși de Dumnezeu ca și soli cu acreditare divină la sesiunea Conferinței Generale de la Minneapolis ca să aducă poporului său o foarte prețioasă solie. Solie care reprezenta neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Dacă ne-am urmat din Sfânta în Sfânta Sfintelor, oare ce trebuia să mai aibă loc? Trebuia să aibă loc nunta cu generația în viață. Iar poporul său aveau nevoie să înțeleagă că sunt chemați în calitate de mireasă, nu de oaspeți la masă. Nu de oaspeți la masă așa cum au fost învățați de cei care din a căror biserici au venit. Numai că și liderii acelor vremuri au avut aceleași reacții. Și deși nu s-a lăsat cu ucideri, reacțiile și spiritul era același, condus de către același tată care îi conducea pe conducătorii noștri care erau față în față cu vindecarea slăbănorului nostru de 38 de ani. Cerul spune, nu eu, cerul spune că liderii acelei vremi din 1888 s-au dovedit nedemni de încredere când sunt în joc interese majore. Nu cumva interesele cerului au de-a face cu judecata celui care se află în boxa acuzaților? Nu cumva Dumnezeu ne întreabă de sute de ani de zile, vrei să te faci sănătos? Nu cumva apreciem momentul acesta al lui octombrie când din nou vin și oamenii găsesc ca Martin Luther împlinirea lucrării din prima fază. Se formează Marea Mișcare Adventă în a doua fază a lucrării de Mare Preot a Domnului Hristos. În 1888 ce să aibă loc? Veniți la nuntă. Solia a fost respinsă. Duhul Sfânt insultat. Și Hristos răstignit în mesagerii săi. Aceste cuvinte vor rămâne totdeauna așa cum a rămas și răstignirea lui Iisus Hristos și reacțiile de care acești lideri au dat dovadă față în față cu această minune. Da? De atunci și până astăzi, 2024, biserica tot mai rătăcește prin pustie de 38 de ani ca și strămoșii noștri. Rătăcirea prin pustie și ne tot învârtim și păstrăm fruntea noastră de aramă, suntem echilibrați. Și nu știm, domnule, de ce întârzie revenirea lui Hristos. Nu-i nimic, are el un plan personal special. O tot dăm cu planul, care are un plan pentru tine în fiecare zi. Nu, problema este că noi
refuzăm pas cu pas, v-am trecut prin istorie în fiecare generație. Îi aud cum pastorii noștri sunt foarte încrezători că ei au Evanghelia curată. Care-i domnule asta? Îndreptățirea prin credință. Și ce zici de unirea omenesului cu Divinul, de vindecare? Așa ceva, nu. A scris sora White. Nu e odată cu tot poporul. Nu. Păi da, vindecările instantaneu. Nu, da. Erau, că era Dumnezeu, da. Dar n-a arătat către ceva, așa le făcea, așa doar nu era profetic. De ce le-a făcut în ziua de sabat? N-au nevoie de așa ceva. Și uite așa se calcă pe părtășia de natură divină. N-au nevoie de nimic. Urmăriți tragedia. Urmăriți tragedia. V-am spus momentele cheie din perspectiva cerului. În 1517, urmăreți, vă rog, tragedia. În 1517, Biserica Romano-Catolică habar n-avea că Hristos oficează în locul sfânt și că de acolo se oferă îndreptățire doar prin credință, fără bani și fără plată, fără tradiții, fără sacramente și fără preot. Știa Biserica Catolică așa ceva, care era poporul lui Dumnezeu, era biserica lui, mai era vreo una? A batjocorit mesagerii și a fost lăsată în beznă totală. Nu se poate face nimic. În 1844, Biserica Protestantă, din care se formase mișcarea adventă, dintre frații care fuseseră membri acolo și dați afară și ai excomunicați din biserică, în 1844, Biserica Protestantă, cu toate bisericile care o formau, nu avea habar că Hristos a trecut la faza a doua lucrării sale de mare preot, oficiată în locul preasfânt, în Sfânta Sfintelor, unde se producea unirea, reconcilierea dintre divin și uman, nunta. Au batjocorit mesagerii și au bătut joc de ei și a fost lăsată în beznă totală, așa cum ne spune și viziunea tronurilor. În 1888, deja Biserica Adventistă de ziua a șaptea, ne-am format, am 20 ceva de ani, habar nu avea că marele nostru preot era gata să treacă cu judecata la generația în viață. Începuse în 44 cu cei morți în Domnul și acum vrea să treacă cu judecata la generația în viață. Și că ei erau fecioarele de la nunta mielului. Ei erau fecioarele de la nunta mielului. Sosise timpul pentru curățirea finală, ispășirea finală. Ispășirea finală, curățirea sanctuarului, împlinirea lui Daniel 8:14, așa cum a profetizat profetul Daniel, venise timpul pentru marea veste și bucurie pe care ne-o exprimă Ioan în Apocalips 19. Citiți 4 capitole de batjocură. Batjocură cu privire la solie, cu privire la soli, cu privire la mesageri. Tiparul s-a repetat și au fost lăsați în beznă totală. O, cum o fi în 2024? S-a spart tiparul? Eu vă spun că în 2024 am atins momentul critic, descris în pilda aceasta celor 10 fecioare. A pildei nunții împăratului, când slujitorii au primit ordinul să meargă la drumuri și la garduri. Pentru că doar aceștia mai au posibilitatea ca să meargă la nuntă, pentru că ceilalți nu le trebuie așa ceva. Dacă musafirii de onoare, conducătorii și biserica adventistă de ziua șaptea au refuzat invitația batjocorând așa ceva, o să fie prețuiți niște leproși, niște slăbănogi, niște samariteni de la periferia bisericii, sărmanii care suspină și gen după vindecarea făgăduită, dar atât de mult amânată. Și ei vor crede și da, Doamne, eu cred, eu vreau să fiu vindecat. Aceștia, ajuns la culmea degenerării fizice, ajuns la culmea degenerării morale, vai de viețile lor și de viețile noastre, și de viețile lor spirituale și de tot ce vreți, dar au o dorință să fie vindecați din crunta robie a păcatului și eu vă spun că nu există nicio scuză pentru nimeni, nici în generațiile trecute și nici în generația noastră, mai ales în generația noastră. Și neavizați. Cine a vizații care nu studiază sau înțeleg că parcă totul s-a schimbat, parcă timpul se comprimă și parcă evenimentele se calcă în picioare unele pe altele, amețind locuitorii pământului, până la momentul în care Biblia spune că își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor împlini pe pământ. Asta este realitatea. Asta este
tragedia poporului nostru slăbănogit de 136 de ani, începând cu octombrie 1888. Ne uităm la generația lor și avem cuvinte de spus și cum au reacționat. Păi așa au făcut și în octombrie 1517. Păi așa au făcut și în octombrie 1844. Păi așa au făcut și în octombrie 1888. Cum o fi în generația noastră? Observați tragedia. Priviți în biserica noastră. Față în față cu vindecarea, vrei să te faci sănătos? Dreapta radicală spune, trebuie să facem exerciții. Voință, tată! Program riguros de fapte, astăzi renunțăm la păcatul acesta, la păcatul acesta, la păcatul acesta și până la 80 de ani o să reușim. Plus, trebuie să biruim progresiv orice păcat, până nu mai avem niciunul. Ce paralizie, te ridici tatăl, bagi și exerciții. Vine stânga liberală care se uită la aceștia din dreapta radicală și zâmbesc și spun, băi, e o prostie, băi. Noi deja am fost mântuiți, măi. Numai pentru că am crezut în Iisus Hristos. Nu trebuie să aibă loc vindecarea. Nu trebuie. Nu avem nicio vindecare, nicio biruință. Deoarece biruința a fost obținută în locul nostru, prin Hristos, în numele nostru, prin sângele Său. Ambele versiuni sunt ca paralizații, șchioapătă serios în lumina doctrinei noastre fundamentale despre sanctuar, că altfel cine sunt eu să declar așa ceva? Fariseii, adică conservatorii noștri, sunt eronați deoarece legea păcatului și a morții care ne controlează nu poate fi anulată, nu poate fi detronată de biruința asupra unor păcate particulare. Nu există așa ceva. În lumina crescând a solii îngerului al treilea, în fața cu doctrina sanctuarului, nu există ca legea păcatului. Unde ați găsit în Scriptură că legea păcatului și a morții poate fi anulată în viața ta personală? Poate să fie detronată de biruințe personale și păcate particulare. Păi, dar iudeii, frații dumneavoastră farisei, au încercat această metodă și au finisat-o la nivel de artă, cu mult mai multe zeci de lucruri pe care trebuiau să le facă, ca să constate mai târziu că sunt niște necurați. Ca să le spună Isaia că faptele voastre sunt ca o haină mânjită. Ca să le spună prorocii realitatea aceasta. Iar saducheii care zâmbesc și ei nu le trebuie nimic, nu le trebuie, ei nu vin la marea zei spășit, ei cu crucea toată ziua în locul nostru, în locuitorul, trebuie doar să crezi, sunt de asemenea eronați. În față în față cu sanctuarul, cu doctrina care ne-a format ca popor. Saducheii sunt de asemenea eronați, liberarii noștri, deoarece iertarea care nu produce vindecare de păcat și părtășie cu natura divină este inutilă. Este inutilă. A doua fază a lucrării lui Hristos nu era o iertare mai mare după 1844, ci era o vindecare. Nu vedeți că ei nu au vindecarea? Nu vedeți că slăbănogii de aceștia, ei visează în locuitor, lasă că a intrat altul în apă în locul meu? Nu! Trebuie să fii vindecat! Hristos a iertat întreaga omenire prin jertfa sa, dar prin aceasta el doar a deschis calea spre locul preasfânt. În faza de vindecare, acolo unde vindecarea poate să aibă loc numai dacă natura umană și cea divină sunt unite, sunt așezate în starea lor naturală de dinainte de căderea din păcat. Din Eden. Să crezi că Hristos te-a iertat, dar să nu vii la nuntă, la unirea dintre divin și uman, la împlinirea noului legământ, este o scurtătură ticăloasă care a dus protestantismul popular direct în brațele paraurului, la picioarele unui tron părăsit de Hristos. Nu cumva ne aflăm și noi acolo? Saducheii, liberare, reformaționiștri noștri, au nevoie să mai mediteze puțin la doctrina îndreptățirii prin credință. Pentru că decretul preluat de Pavel din Habacuc sună un pic mai altfel decât l-au înțeles ei. Cel neprihănit va trăi prin credință, da? Da, mă, fraților, cel neprihănit, nu cel păcătos, cum încearcă ei să ne convingă. Și nu mai spun nimic. Ioan a văzut nunta
și lucrarea lui Dumnezeu va fi scurtată în neprihănire, în cel mai uimitor, spectaculos și incredibil mult cu putință, ca și în povestea noastră cu vindecarea slăbănogului de 38 de ani. Din nimic și deodată va răsări sub ochii omenirii disperate un popor îmbrăcat cu haine de in subțire, strălucitor și curat, ca o ultimă și copleșitoare demonstrație a puterii creatoare a unui Dumnezeu disprețuit și părăsit de oameni pe care doreau să-L ucidă. Și acest gen de scurtare în neprihănire va spulbera orice teorie evoluționistă a fariseilor noștri sau spiritualistă la umbra căreia păsările curate și uride din Babilon s-au dat drept Dumnezeu și râde pe tronul din Sfânta. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acesta s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ce privilegiu, prieten, să fim găsiți printre slujitorii credincioși care dau hrană la vremea potrivită slăbănogilor din Laodiceea, dar și tuturor oamenilor de pe această planetă răzvrătită, ajunsă pe marginea prăpastiei morții a doua. Bolnavul nostru de 38 de ani, aflat la scăldătoarea din Betesda, a fost vindecat prin credință. El a fost vindecat, iar profetic, Domnul vindecă slăbănogul ca pe poporul său. Adică așa vom fi și noi vindecați, la cuvântul Creator, printr-un decret divin. Îndată omul acesta s-a făcut sănătos. Îndată omul acesta s-a făcut sănătos. Instantaneu. Nu prin terapii, nu prin tratamente, nu prin gimnastică medicală, nu prin pastile dubioase sau tratamente naturiste sau ceaiuri. Instantaneu. Îndată, deodată, prin puterea creatoare a Tatălui care locuia în el și nu prin intermediul farmaciei omenești. Clipa astrală a vieții acestui om s-a consumat sub ochii lui. Întâlnirea sa cu Hristos i-a oferit o a doua șansă a vieții și el s-a putut bucura de această nouă șansă, pentru că la întrebarea vrei să te faci sănătos, el a răspuns: da, vreau. Și tot așa se va întâmpla și cu biserica atunci când se va lăsa convinsă să vină la nuntă. Oamenii vor putea constata în direct și sub ochii lor cine este Dumnezeul Creator și cine este impostorul pe care l-au confundat cu Dumnezeu. Prin credința aceasta la cuvântul Creator al Dumnezeului nostru, oamenii vor fi vindecați, izbăviți, făcuți un templu al lui Dumnezeu prin Duhul, prin aceeași putere creatoare care a adus lumile la existență, că e Creatorul. Puterea aceasta a oferit și iertare, dar oferă și vindecare. Și la urmă spune, trebuie să scriu legea în inimă și în minte. Și abia atunci se împlinește, sanctuarul va fi curățat, justificat, restaurat, adus la starea lui inițială, în care Dumnezeu și omul sunt uniți. S-a terminat cu relațiile cu Hristos, s-a produs unirea, nunta. Așa că la întrebarea aceasta, vrei să vii la nuntă? Mi-ar place tare mult să spune, da. Vreau. Totul este gata. Poftiți la nuntă.